Așa a ajuns autoturismul în care se aflau doi tineri care goneau dinspre Câmpul Lung spre Pitești pe drumul național. Plecaseră de la o petrecere ad hoc, la care s-a sărbătorit victoria României cu 3-2 în Austria. În localitatea Lăzărești, șoferul de 26 de ani a ieșit cu mașina în decor și a lovit puternic un cap de pod din beton. Autoturismul s-a contorsionat și s-a răsturnat. Aproape o jumătate de oră le-au luat angajaților descarcerării să-i scoată pe cei doi tineri din mașină. Ambii erau grav răniți și au ajuns cu ambulanțele la spital. Pasagerul de 27 de ani era inconștient și se afla acum la terapie intensivă în comă de gradul 3. Șoferul era într-o stare avansată de ebrietate încât nu a putut fi testat cu aparatul etilotest și i s-au luat probe biologice la spital. Detașamentul de pompieri Câmpul Lung a fost solicitat să intervină la un accident rutier pe raza localității Schitul Golești. Ajuns la locul evenimentului, am constatat că o mașină marca BMW se afla răsturnată pe plafon cu două victime surprinse în interiorul acesteia. Am extras ambele victime cu ajutorul accesoriilor de descarcerare, una fiind predată la echipajul SAJ, una a colegilor noștri de la echipajul SMURD. Menționez că o victimă era în stare de inconștiență profundă și una cu semne vitale semiconștientă. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.